Șirul acțiunilor de ecologizare din județul Mehedinți au luat sfârșit după toate cele 15 astfel de acțiuni. Astăzi, comunei Breznița i s-a redat strălucirea naturală, toate deșeurile și peturile fiind adunate. Proiectul Maratonul Ecologizării a luat sfârșit după curățarea tuturor celor 15 comune de pe raza Geoparc Platoul Mehedinți. În această zi, comuna Breznița, un loc înzestrat cu peisaje mirifice, a fost curățat atât de localnici, Consiliul Local, dar și echipa Geoparc Mehedinți. Aceștia dau încă o dată dovadă de grijă și implicare față de județul nostru. Maratonul ecologizării organizat de către Geoparc Platou Mehedinți a ajuns astăzi și în comuna noastră. Continuăm împreună campania de responsabilitate civică alături de reprezentanți ai Geoparcului Platou Mehedinți și de voluntari care ni s-au alăturat astăzi. Pe această cale fac un apel către toți cetățenii să arunce gunoiul în spațiile special amenajate și să conștientizăm importanța unui mediu curat care este vital pentru viață. Le mulțumesc participanților organizatori de la Geoparc Platou Mehedinți și voluntarilor care ni s-au alăturat astăzi pentru această acțiune de ecologizare. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți. Acest maraton este cea de-a patra acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de podiș a județului nostru să fie complet igienizată. Maratonul ecologizării în Geoparc Platou Mehedinți s-a încheiat azi în comuna Breznița de Opol, unde cu ajutorul mai multor voluntari, reprezentanți ai comunităților locale, reprezentanți ai Consiliului Județean Mehedinți, noi, cea direcția administrării Geoparc Platou Mehedinți, împreună cu voluntarii noștri, am desfășurat cea mai amplă acțiune de ecologizare în care am adunat peste 10.000 de saci de deșeuri aruncate pe albire râurilor, pe marginea drumurilor și în locuri unde ar trebui să protejăm mediul înconjurător. Prin această acțiune ne dorim să tragem un semnal de alarmă asupra efectului nociv al deșeurilor pentru mediul în care trăim și doar dacă respectăm mediul înconjurător putem avea o viață sănătoasă cu un aer curat. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.